Peste 150 de solicitări au fost înregistrate zilnic de la debutul acestei luni la Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș. Numărul persoanelor care au cerut ajutor a fost mai mare cu aproximativ 10% față de zilele obișnuite. Printre pacienți a fost și o persoană care a leșinat din cauza căldurii într-un supermarket din Baia Mare. Lumea a văzut această persoană căzută, a fost dus în interiorul magazinului, s-a solicitat pe apelul unic 112, iar pacientul respectiv a fost dus în serviciul de urgență de la Spitalul Județean. Dr. Ioana Cătană spune că în aceste zile au predominat cazurile de dureri abdominale la pacienții cu ciroză sau cancer, afecțiunile cardiace și deshidratarea cu precădere la vârstnici. Nu au lipsit nici intoxicațiile cu alcool. Populația județului trebuie să evite deplasările în perioadele de maxim solar, să se hidrateze corespunzător și să consume minim 2 litri de lichide. Pacienții cronici să-și respecte regimul și tratamentul medicamentos pe care este indicat, iar mamele se vede că numărul și patologia pediatrică este foarte redusă, deci respectă aportul lichidian și expunerea cât mai puțină în orele de vârf pe stradă. Biserica Nașterea Domnului din Baia Mare a avut o inițiativă binevenită pentru zilele toride de vară, amplasarea unui dozator cu apă pentru trecători. Băimărenii apreciază acest lucru și spun că exemplul ar putea fi preluat și de alte instituții. E foarte bună ideea. Am văzut și ieri, mai ales acum pe căldura asta. Deci ar trebui să fie mai multe locuri. Eu acum văd aici, nu știu. Pe unde merg eu acasă, nu văd. Da, foarte necesară, luând în considerare temperaturile astea foarte ridicate. Meteorologii au anunțat cod portocaliu de caniculă și pentru zilele următoare.